Salut, de toată lumea și bun venit la al 5-lea episod din seria asta de Liberty City Story. Sunt alături de Pilot Green, care are nebuna în pere și râde. Eu nu știu dacă puteți să-l auziți, dar el e departe de mine și zic că ar vrea să fac un episod. De eu zic să nu facă, că nu e bine să facem două episoade, una peste alta. Oricum, dacă mai aveți episoade din această serie, nu uitați de butonul de like, era scatrapă. Și o să mai facem încă două misiuni la mămica. Iar după cele două misiuni nu o să mai fac, fiindcă ultima misiune a mămicii este o misiune care deblochează o chestie care o să rămână, o să te termini. Și chestia aia, dacă n-ai arme la chestia aia, ești mort. Și nu o să fac ultima misiune lui mămica, o să mai fac câteva misiuni. Și după o să fac ultima misiune lui mămica, deci da. Face și Highlight Green episod. Ia, eu să nu facă de treaba lui. Acum sper să nu vă deranjeze pe fundal. Așa, și dacă vă întrebați de ce am venit aici, că eu am zis că o să am misiune la mămica, este ca pe aici, pe undeva, este un loc, este o locație pentru AK. Mergem să luăm AK-ul. Așa. Ok, am revenit acolo, ia caurii care vorbeam. O să-l luăm. Pentru că o să ne fie de ajutor. Dar câtă gloanță avem pe el? Ok, hai că avem exact cum avem și pe SMG. Ok, și o să mergem la misiunea numărica. Mi se pare că misiunea următoare este o cursă. Și dacă mai aveți asemenea de episoade, nu uitați butonul de like, fiindcă dacă le fac și am dislike, adică frate, faci tu un videoclip și ai dislike. Eu nu îți știu reacția, dar reacția mea, nu știu, e așa, bă, filmez aiure, eu filmez pentru nimeni. Ok, și mai țineți minte mașina aia pe care ne-a plătit-o ăla, deci, când am fost la misiunea lui ăla la Vincenzo, la episodul 2, acolo pe la final, vorbisem cu unul la telefon și ne-a ies și noi am zis lui că ne datorează bani. Și era acolo o mașină și ne-a ies că ia mașina aia. Și uite că mașina aia o folosim acum pentru cursă. Bun. Ok, și hai să vedem la misiune. Păi, dar n-am ce să mai zic, sunt așa... N-am ce să zic, sunt și plictisit, nu știu ce să vă zic. Parcă n-aș avea chef de filmat, dacă vă vine să credeți. Și avem misiunea aici. Da, asta e misiunea cu cursa, bun. Of. Ce? Nu-ți place mașina mea? E frumoasă. Băi! Și? Și ce să-i fac eu lor ăla? Să-l omor? Da. Ce ți-a plăcut, a? Nu știu ce vrea mama de la noi, că am aici o minunăție de mașină, nu știu ce ne-i place la mașina asta. Și ce este acolo, că dacă ar fi trăit tata, ar fi câștigat cursa și ar fi tăiat fața lui ăla. Și dacă tata nu e aici, suntem noi. Bun. Ok. Hai să câștigăm cursa.
Ok, haide. Se pare că numai băiatul ăla pe care trebuie să-l omorâm are mașină bună, restul ăștia au stalioane. Aia nu prea spune. Dar vezi că mașina asta are plin de viteză și de cauza asta o folosesc. Și o să câștigăm cursa asta ușor. Dacă mai doriți episodul, nu uitați să puteți un like, fiindcă vă repet, într-una fiindcă nu prea văd like-uri din ultimul timp, nu știu de ce, nu cred că vă plac episoadele. Și asta, PS, eu videoclipul l-am filmat acum acum 3 zile, deci dacă am strâns like-uri din alea 3 zile, sorry. Da. Eu filmez videoclipurile mai devreme, știți? Ca să le-am numai bune de editat și de postat. Ok. Cursa asta e destul de lungă, cred că o să fac numai o misiune pe episodul de azi, îmi pare rău, băieți. Fiindcă văd că durează deja un minut cursă, nu știu, cred că o să fac doar o misiune, fiindcă următoarea misiune este destul de lungă, ceea ce mă dezavantajează. Da, o să trece de peste 15 minute și n-am spațiu să editez așa de mult, îmi pare rău, băieți, doar misiunea să facem. Deci dacă a fost scurt videoclipul, n-am să vă fac. Fiindcă dacă nu pot să... Dacă mai fac și misiunea următoare e destul de lungă. Și dacă e destul de lungă, ce să fac? Mamă. Oh, aleo. Bă, da, terapez. Tataie, dau peste tine. Hai că câștigăm cursa asta. Easy peasy. Ok, am câștigat-o. Și poți să te să-l omoră. Ok, haide să-l omoră. Unde ești, mă, la ți-ași fața? O să iau mașina fiindcă îmi place. E o mașină destul de frumoasă. Ok, hai să ciortim botul pasta ce-o fi. Bun. Și cam acesta a fost episodul. Pai nu, dacă a fost prea scurt, doar că următoarea emisiune o să dureze vreo 10 minute și nu știu dacă ar dura, dar sigur, 6 minute am făcut până acum și dacă mai fac și următoarea episodă, 16 minute în cap. Deci dacă mai doriți episoade, nu uitați să vă dați un like. Eu am fost Superboy, la revedere!